În stânga și în dreapta vine guvernul tehnocrat să vândă bunurile statului și să facă privatizări. Nu în sensul ăsta neapărat de privatizare sau de vânzare totală a acestor companii, vedem noi creșterea eficienței acestor întreprinderi. Întâi trebuie să definim ce vrem cu ele, ce potențial au și pe urmă vedem cum valorificăm cel mai bine acest capital. Am discutat în acest context și despre industria de apărare. Domnul vicepremier are aici un secretar de stat care se ocupă de industria de apărare, pentru că, date fiind angajamentele pe care România și le-a luat la nivel de stat politic de a crește bugetul pentru înzestrarea armatei, cred că aici poate să profite și industria de apărare din România și, în consecință, economia românească. Putem crea locuri de muncă pe termen scurt, pe termen mediu, combinând obiectivele noastre strategice de dotare a armatei, de înzestrare a armatei, cu punerea în valoare a industriei de apărare sau cu retehnologizarea ei în parteneriate pe care le putem construi. Și în felul acesta, sau asta ar fi viziunea, asta am discutat și cu domnul președinte Iohannis, cu ministrul apărării, în acest sens, și în această direcție vrem să mergem cu abordarea privind, pe de o parte, dezvoltarea industriei de apărare și sau retehnologizarea ei și înzestrarea armatei. Am discutat apoi de acest nou compartiment, departament, care a trecut acum de la guvern la Ministerul Economiei, privind stimularea investițiilor străine în România, dar și stimularea investițiilor românești în afară, sau măsuri pentru a atrage nu doar investitori străini în România, ci de a atrage chiar și la nivel de întreprinderi mici și mijlocii și români care sunt plecați în străinătate și care pot să-și valorifice experiența, capitalul, investind în România, dacă dăm predictibilitate, transparență și claritate în ceea ce vrem. Și aici, după cum știți, am numit recent un nou secretar de stat coordonator care vine cu această experiență și viziune privind stimularea investițiilor, cu obiectivul până la sfârșitul mandatului nostru de a crea și de a consolida această agenție pentru promovarea investițiilor și comerțului. Și tot în acest context e și prioritatea domnului vicepremier de a regândi prezența atașaților comerciali și a consilierilor economici în ambasadele noastre, care să reprezinte într-adevăr interesele economiei românești acolo și să ajute la promovarea economiei românești și a comerțului românesc cu principalii parteneri. Am discutat despre politica de comerț exterior și afaceri europene. Departamentul de afaceri europene în acest minister este esențial, pentru că dacă noi nu avem definită clar o viziune privind dezvoltarea economică, nu putem nici să ne apărăm punctul de vedere la Bruxelles, acolo unde se definesc regulile economice pe piața comună, dar și negocierile comerciale, pentru că Comisia Europeană negociază în numele tuturor statelor membre acorduri comerciale. Și România, până acum, în general, de foarte multe ori a fost sau absentă sau cu puncte de vedere insuficient conturate, tocmai pentru că nu se știa foarte clar ce să vrea de acasă. Deci am intrat puțin în detalii aici legat de ce putem face pentru a avea o abordare mai activă la nivel european, dar și de o coordonare a noastră cu alte state membre din Uniunea Europeană în privința politicii economice și politicii comerciale. Și am discutat apoi despre politica privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, a turismului. Aici, la întreprinderile mici și mijlocii, vorba în primul rând de regândirea programelor naționale de finanțare și de stimularea investiției, a investițiilor, de colaborare cu autoritățile locale, cu consilii județene, cu primării, pentru ca în această viziune de dezvoltare economică și de rol al Ministerului de Intermediere între investitorii străini și potențialul de investiții în România, e important să știm și care sunt potențialitățile de dezvoltare la nivel local. Sunt o serie de județe sau de orașe mari care au creat platforme industriale
Dar n-avem încă, sau noi n-am găsit la nivelul guvernului o harta lor ca să știm cum stăm și când vin investitori încotro îi putem îndrepta. Și în acest context am discutat și despre turism. Eu cred că cel puțin în acest an, apropo de abordarea privind dezvoltarea turismului în România, în corelare cu resursele naturale pe care le avem, cred că am putea veni cu mai multă claritate în ceea ce privește potențialul privind turismul balnear și să vedem cum putem debloca anumite lucruri care blochează dezvoltarea unor stațiuni balneare cu potențial de dezvoltare turistică. Asta nu înseamnă că doar asta o să facem, dar e un punct unde sper eu că până la sfârșitul anului să vedem cu câteva lucruri mai clare. Mulțumim foarte mult domnului prim-ministru și colaboratorilor domnului sale pentru vizita pe care ne-a făcut-o la minister. Pentru noi a fost o plăcere să putem să arătăm ceea ce am început să facem, ceea ce am început să construim. Toată echipa secretarii de stat și cabinetul meu a fost prezent la această întâlnire și cred că am fost în stare să prezentăm premierului o viziune coerentă a ceea ce dorim să facem în cele 10 luni de mandat care ne mai rămân până la sfârșit. Împreună cu premierul am definit ceea ce vrem să facem în ceea ce privește guvernanța corporativă. Îmi face plăcere să vă anunț că i-am prezentat premierului o țintă de 10 întreprinderi în care Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri este acționar majoritar, la care vom implementa Ordonanța 109 în forma ei, în forma ei actuală. Sunt 13 întreprinderi la care implementăm 109, printre care Societatea Națională a Sării, Societatea Națională a Apelor Minerale, Cuprumin, Conversmin, reluarea implementării ordonanței la Smart SA, care e filiala Transelectricii. De asemenea, însă, pentru că am vorbit despre industria de apărare, considerăm necesar ca și în industria de apărare și în întreprinderile din industria de apărare să implementăm un management profesionist. Chiar dacă astăzi prevederile ordonanței 109 nu ne obligă, putem, nu ne oprește absolut nimeni ca selecțiile pe care le facem să le facem în mod profesionist, pentru că numai așa vom putea să ne prezentăm ca un partener de nădejde pentru înzestrarea materiei omului. I-am mai prezentat premierului de asemenea un set de măsuri pe care vrem să le implementăm imediat în ceea ce privește prezența reprezentanților statului în adunările generale ale acționarilor și în consiliile de administrație și selecția personalului executiv. Am pus accent pe câteva lucruri care nouă ni se par absolut normale, cum ar fi, de exemplu, prezențele în AGA să nu mai fie remunerate. Maxim 2 reprezentanți ai statului conform prevederilor legii, în titular și un suplean, și neremunerați. Ei vor îndeplini mandatul pe care îl vor primi de la, în cazul Ministerului nostru, de la Direcția de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului de PAPS, iar aceste mandate vor fi mandate gândite în scopul implementării strategiei Ministerului și strategiei românești în industriile respective, în întreprinderile respective. Așa cum am spus încă de la începutul mandatului nostru, vrem să responsabilizăm Consiliul de Administrație și vrem ca Ministerul să nu fie administratorul direct al acestor societăți. Avem instrumentele legale, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, noi trebuie să le dăm strategia și viziunea, iar dumnealor trebuie să fie bine selecționat, să aibă un set de criterii de performanță, să aducă la deplinire dorințele acționarului majoritar. De asemenea, am prezentat premierului o inițiativă privind prezența colegilor din minister sau a consilierilor mei sau a secretarilor de stat în consiliile de administrație. Ei vor fi selecționați în baza criteriilor ordonanței 109. Nu vom avea mai mult de 2 reprezentanți într-un consiliu de administrație, urmând ca ceilalți să fie administratori independenți și neexecutivi. Reprezentanții ministerului nu vor putea să aibă funcția de președinte a Consiliului de Administrație. Adică nu poți să te ocupi în același timp să fii director general în minister și să fii și președinte în Consiliul de Administrație. Nu ai timp să faci aceste două.
Conferință de presă la Ministerul Economiei, doamnelor și domnilor, l-ați văzut pe prim-ministrul Dacian Cioloș vorbind despre întâlnirea pe care a avut-o la Ministerul Economiei. A punctat câteva dintre ideile puse în discuție. Dați-mi voie să le recapitulez și eu foarte pe scurt. Înzestrarea armatei o prioritate. Este nevoie ca atașații economici din ambasade să lucreze mai mult și mai bine pentru interesele mediului de afaceri românesc, pentru o abordare mai activă la nivel european. Și este nevoie de asemenea de dezvoltarea IMM-urilor și a turismului acestuia din urmă în corelare cu resursele pe care le avem, mai ales în domeniul balnear. Îl vedeți în continuare pe Ministrul Economiei, care vorbea de asemenea despre industria de apărare, despre resursele minerale și despre prezența reprezentanților statului în consiliile de administrație, prezență care să fie redusă la 2 membri. Și despre aceste chestiuni, dar și despre alte lucruri, vom vorbi în dezbaterea noastră de la această oră aici la Realitatea Plus. Dați-mi voie să vă prezint invitații din această după-amiază. Doamna Alina Andrei, tineretul social-democrat, domnul Andrei Badiu, PNL Sectorul 6 și domnul Tudor Ionescu, președintele Partidului Noua Dreaptă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Bună ziua! Mie conferința asta de presă, vă mărturisesc cu toată sinceritatea, îmi dă încă o dată sentimentul acela de plictiseală când îi văd pe domnii de la guvern, de la parlament, de orice culoare ar fi, tehnocrați, politici și așa mai departe. Multă vorbărie de 26 de ani și rezultatele sunt cele pe care le vedem astăzi. Acum, sigur că poate domnii pe care i-am văzut în imagine de mai devreme sunt atât de tehnocrați încât s-au obișnuit să comunice sec, simplu, scurt, rapid și să nu lase foarte multe, să nu dea foarte multe detalii. Impresia dumneavoastră? Cum vi s-a părut conferința asta de presă? Ați aflat ceva senzațional, ceva de mare angajament, ceva, nu știu, promisiuni încurajatoare? Da, nici nu mă așteptam să... Eu tot aștept, tot aștept. Dar nu de aici trebuie să... Păi de să unde? Vină. Că de la Parlament n-avem nicio șansă? Cred că mai degrabă de acolo ar fi trebuit să așteptăm mai multe. Dar în zona Ministerului Economiei lucrurile sunt relativ simple. Și o să explic de ce sunt relativ simple. Legile economiei și legile economice mondiale sunt universale. Până la urmă, aici doar trebuie să implementăm niște sisteme de management în cadrul unor companii în care până acum și actualmente statul este majoritar sau acționar, unde până acum s-a jefuit ca în codru. Putem da câteva exemple. CFR-ul, nenumărate, prea multe. Sunt foarte multe, prea multe. Foarte multe și în loc să beneficiem de pe urma acestei participații a statului cu toții, până la urmă acțiunile respective sunt mult național, de patrimoniu național, din contră noi plătim, astupăm găuri. Astupăm găuri pentru un management defectuos, hai să spunem defectuos ca să nu spunem răuvoitor. În sensul în care la nivelul acestor companii corupție s-a făcut la greu. Liniștit. La greu și n-aș vrea să mai calific altfel, dar conferința asta de presă, într-adevăr, caracterizată de concizia tehnocraților, n-a fost frumoasă. În schimb, așteptăm cu toții să vedem rezultatele ei, și anume, un management mai performant, un manager profesioniști, chiar dacă până acum tot am zis de manageri profesioniști, manageri luați din mediul de afaceri, până la urmă tot din zona politică au venit. Așteptăm cu toții să vedem rezultatele acestui nou management. Tot așteptăm de vreo 26 de ani. Alina Andrei. Ascultam conferința de presă și trebuie să mărturisesc că n-am reușit să fiu atentă la tot ce spunea domnul Cioloș acolo. Și păi de ce? Că am făcut liniște aici. Am făcut într-adevăr, dar tot ce mi-a rămas în minte după această conferință e că ei vor să le facă pe toate. Și că în astea 10 luni se vor ocupa de o mulțime de lucruri și vor găsi soluțiile la o mulțime de probleme. Există și multă treabă nefăcută până acum în țara asta. Există și cineva trebuie să se apuce de undeva. Mi-ar fi plăcut să văd un punct pe care să se axeze și o să spună încercăm să rezolvăm problema asta și apoi o să trecem la altele. Că văd aici prioritatea înzestrarea armatei. Mie personal nu cred că e așa, adică asta ar trebui să facem. Mai întâi să dăm bani armatei și apoi rezolvăm problema educației. În România, unul din trei copii trăiește în sărăcie și nu are acces la educație. Eu cred că asta este o problemă, să
încercăm să creștem societatea noastră și să o facem mai bună, iar apoi înzestrarea armatei și alte lucruri de securitate. Dar ce facem națională? Cu obligațiile pe care ni le-am asumat față de NATO este... și cu rușii care ne suflă fierbinte în ceafă? Este adevărat că securitatea națională este foarte importantă, dacă nu cea mai importantă. Dar... A, nu se înțelege prin întrebarea asta că eu sunt un fan al războiului sau al armatei. Dar cred că sunt probleme pe care măcar trebuie menționate, dacă nu, adică să știm, să recunoaștem că avem aceste probleme și apoi să revenim asupra armate sau ce mai vor ei să facă. Domnule Ionescu. Da, da, am auzit premierul vorbind despre înzestrarea armatei, care a fost practic decimată. Am auzit vorbindu-se despre investiții străine în România, dar și culmea despre investiții românești în străinătate. Ori, cine ar putea să investească în străinătate dintre investitorii autohtoni în condițiile în care în România dispar anual, în medie, 100.000 de IMM-uri? Ne aducem aminte numai în anul în care ministrul de finanțe de tristă amintire, Gheorghe Poge, a introdus acel impozit, au fost radiate 260.000 de firme. Și atunci când ai un impozit forfetar de 1.500 de lei pe lună, în condițiile în care probabil cifra de afaceri a acelei firme mici, de cartier, de butic, de colțul străzii, de 1.500 de lei pe lună, atunci cum mai poate fi vorba de încurajarea mediului de afaceri? Cum mai putem discuta de dezvoltarea sectorului IMM? Cum mai putem discuta cu culmea de investiții românești în străinătate? A fost un sondaj cu ceva timp în urmă pe un eșantion reprezentativ de întreprinzători și 16% dintre ei considerau mediul de afaceri din România nefavorizant. Asta înseamnă că doar unul din șase întreprinzători e mulțumit de mediul de afaceri din România. Înseamnă că ceilalți cinci se confruntă cu mari dificultăți. Deci mie mi se par vorbe goale și mi se par o conferință de presă probabil făcută ca exercițiu de imagine, pentru că nu aduce niciun element concret legislativ de încurajare a investitorilor autohtoni. Să-l auzim pe domnul Cioloș ca prim-ministru că vine cu o inițiativă din partea guvernului pe care îl conduce, o inițiativă legislativă, desigur, de încurajare, de favorizare, dacă e nevoie, a întreprinzătorilor autohtoni. Dar eu n-am auzit vorbindu-se despre așa ceva, din păcate. Da, nici noi n-am auzit. Oricum, tot ce putem face este să sperăm și să așteptăm, poate în perioada imediat următoare. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu această lege a defăimării, despre care se vorbește insistent în ultimele, deja câteva săptămâni. Sunt foarte mulți cei indignați de-a dreptul de ce pregătește această lege, supranumită legea lui Liviu Dragnea. O lege care totuși mai așteaptă, nu vă face speranțe foarte mult totuși în acest sens, ședința de plină a Camerei Deputaților la care ar fi trebuit să se tranșeze acest subiect a fost suspendată după mai bine de 3 ore de dispute între PNL și PSD cu privire la acest proiect. Așa că discuțiile se vor relua săptămâna viitoare. Camera Deputaților este forul decizional, iar pentru a deveni lege, proiectul are nevoie de votul majorității deputaților prezenți. După ore întregi de ceartă între PSD și PNL, dezbaterea proiectului a fost amânată în plenul Camerei Deputaților. Liberalii au catalogat din nou legea drept o modalitate de reglementare a cenzurii și un pumn în gură dat ziariștilor. În plus, au avut o altă reclamație care a dus la suspendarea ședinței de plen. Nu s-au respectat termenele pentru votul proiectului. Mai exact, raportul Comisiei Juridice a ajuns pe mâinile deputaților cu doar câteva ore înainte de vot. Deși regulamentul spune că ar trebui să primească raportul la o lege care intră pe ordinea de zi cu 24 de ore înainte. Fac un apel la domnul Dragnea, în calitate de președinte de partid, care vrea să ne dovedească că respectă regulile acestei țări, dânsul să propună retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de lege și să-l discutăm conform regulamentului. Trebuia să ne fie înmânat cu 5 zile înainte. Este o încălcare flagrantă. Nu putem prin vot să încălcăm regulamentul. Vreau să fac întâi un anunț. Eu sunt Liviu Dragnea, nu sunt domnul Valeriu Zgonea. Și nu sunt președintele Camerei, nu președintele unui partid, nici măcar președintele PSD-ului, nu hotărăște dacă un regulament al Camerei se respectă sau nu. Domnul președinte Valeriu Zgonea va decide acum dacă regulamentul este respectat sau nu. Nu înțeleg cum un partid democratic arată o asemenea îndârjire împotriva dreptului grupurilor minoritare și vulnerabile
la o imagine pozitivă și armonie socială. Nici criticile legate de conținutul legii nu au lipsit. Deputații PNL și cei de la Mișcarea Populară au reclamat din nou că proiectul limitează libertatea presei și este, de fapt, o formă de cenzură. Fals, spune inițiatorul legii, președintele PSD Liviu Dragnea. Legea s-ar referi exclusiv la defăimarea grupurilor minoritare. Interesant este că și Liviu Dragnea recunoaște că o astfel de lege nu mai există nicăieri în lume. O astfel de lege acum se construiește și în Statele Unite ale Americii. Sigur, noi am putea să avem șansa să fim prima țară din lume care construiește așa ceva. Nu există niciun articol sau virgulă din această lege care să nu dea posibilitatea presei, de exemplu, să critique politicienii, să-i facă în toate felurile. Dragnea lasă însă deoparte chestiunea amenzilor usturătoare pe care le riscă ziariștii. Sancțiunile ajung și la 100.000 de lei. Până la reluarea discuțiilor, la masa criticilor se așează și fostul președinte. Internetul este o alternativă care face campaniile electorale mult mai greu de controlat mediatic, iar electoratul mult mai bine informat și mai puțin manipulabil. De aceea, prin legea defăimării în preajma alegerilor, Dragnea vrea să pună sub control internetul. Oare vrea să fim alături de China, Rusia, Iran, Siria, Turcia, din punct de vedere al libertății de exprimare? Scrie pe pagina sa de Facebook Traian Băsescu. La o zi după ce legea defăimării sociale a făcut vâlvă în spațiul public, Liviu Dragnea și propunerea sa au devenit ținta glumelor internauților. Teleormanul este un județ înapoiat, plin de săraci care trăiesc exclusiv din ulei și făină electorale. Potrivit unui site de satiră, o astfel de expresie ar putea fi sancționată dacă legea va fi adoptată. Reacțiile nu s-au oprit aici. Jurnaliștii de la Times New Roman au ironizat legea defăimării din cauza căreia orice critic ar putea fi sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Legea lui Liviu Dragnea a strânit reacții și în Coreea de Nord. Kim Jong-un a dispus executarea mai multor parlamentari nord-coreeni, iritat că niciunul dintre ei n-a avut ideea unei astfel de legi. Ba, liderul nord-corean și-a lăsat mustață și și-a grizonat părul, ca să semene cât mai bine cu noul său idol Liviu Dragnea, scriu ziariștii. Alt jurnalist, altă ironie la adresa proiectului. Senatul a adoptat privind defăimarea socială. În esență, ea prevede că atunci când scrieți și vorbiți despre anumiți politicieni, să nu-i mai numiți giboni albanezi, ci să-i numiți neutru în funcție de statutul lor juridic. Inculpați penal, condamnați, arestați, cercetați. Nimic complicat, trebuie doar puțină atenție. Scrie kamikaze.ro. Și biografia lui Liviu Dragnea de pe Wikipedia a fost ținta internauților care l-au numit panseluță ofensată sau comunist. Nici laudele nu au lipsit, dar tot în sens ironic, șeful PSD fiind numit frumos și deștept. Glumele pe seama lui Dragnea au fost îndepărtate însă la scurt timp. Artistul plastic Dan Periovski a interpretat în stil propriu legea inițiată de Dragnea. Libertatea de expresie a fost schimbată în libertate de presie, iar defăimarea în defăimică. Potrivit proiectului de lege, cei care calumniază în spațiul public, inclusiv în presă și pe internet, ar putea primi amenzi între 1.000 și 100.000 de lei. Acum vă mărturisesc, mai în glumă sau mai în serios, că dacă intră în vigoare legea asta de făimării, colegii noștri de la Times Roman, de la Cațavenci și de la Kamikaze, parcă îi văd încolonați așa spre penitenciar. Și noi, după ei, cei care mai... vrem să mai criticăm, sigur, la modul constructiv, așa cum o facem și astăzi. Eu personal vă mărturisesc, poate îl credeți dumneavoastră pe domnul Dragnea, eu nu-l cred când ne spune că legea asta nu are de-a face cu niciun, în niciun fel cu critica jurnaliștilor. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce dorește domnul Dragnea să ne asigure că e bine ca România să fie prima țară din lume care să aibă o lege de genul acesta, chiar înaintea Statelor Unite. Nu înțeleg de ce domnul Dragnea... Nu e un atac direct la dumneavoastră pentru că sunteți la social-democrați, dar vorbim despre legea domnului Dragnea. Nu înțeleg de ce domnul Dragnea nu dorește să fim primii din lume la un sistem de pensii sănătos, care să asigure celor care au muncit 40 de ani o pensie corectă, o lege corectă, echitabilă, echilibrată a salariaților din sistemul bugetar și așa mai departe. Vedeam astăzi dimineață pe Facebook o parodie în care crainica televiziunii nord-coreene anunța cum că liderul nord-corean Kim Jong-un își manifestă entuziasmul pentru legea defăimării a lui Liviu Dragnea. Sigur că era o parodie, dar eu dacă voi da like unei astfel de postări după ce intră legea defăimării în vigoare, s-ar putea să nu fie foarte bine. Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți de la social-democrați, iarăși, nu este un atac la dumneavoastră. Dar cum vedeți, cu sinceritate,
această inițiativă? În primul rând, cred că exagerăm foarte mult când ne gândim că dacă dăm like la o postare vom păți ceva. Acum, Doamne ferește, că nu există o poliție a Facebook-ului sau cel puțin încă. N-am văzut eu, dar nu cred că ne puteți da o garanție că nu va exista? Eu sunt convinsă că pot să dau like în continuare la orice, adică totuși e un site de socializare, nu este nimic atât de serios, se poate trăi și fără Facebook la o, adică nu spun că e bine să se închidă asta, Doamne ferește, nu despre asta vorbesc, dar nu e ca și cum acum suntem îngrădiți, gata, nu putem să mai dăm nimic, să facem nimic. În al doilea rând, legea asta antidefăimării sociale, cred că a căpătat așa un soi de antipatie din start, doar pentru că a fost propusă de domnul Liviu Dragnea. Credeți? Da. Sunt convinsă că dacă venea alt politician și spunea într-un alt fel sau propunea legea asta pur și simplu, nu știu dacă avea atât de multe critici negative. Dar dacă venea domnul Dragnea cu o lege senzațională pentru sistemul de pensii, credeți că și atrăgea de asemenea antipatii? Cu siguranță erau critici. Nici nu-mi pun problema. Adică asta, și asta le spuneam unor colegi de la alte partide ieri, că cel mai ușor lucru mi se pare să critici. Asta e cel mai ușor de făcut, nu constructiv pe argumente, ci pur și simplu să spui nu, nu este bine, nu-mi convine. De ce? Pentru că nu-mi convine mie. Dar să înțelegem acum, din ce spuneți dumneavoastră, că criticile în general nu sunt bune, nu sunt constructive. Nu, criticile pot fi constructive, dar... Nu, criticile. Ce anume? Criticile. Criticile. La adresa politicienilor, la adresa unui lucru, la adresa unor gesturi. Criticile, înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, că nu sunt binevenite, nu sunt constructive. N-am spus că nu sunt constructive, ci că e foarte ușor să ataci. Asta mi se pare mie foarte, foarte simplu de făcut. Acum auzeam despre legea asta că e o lege comunistă, că PSD oricum e comunist și asta mi se spune și mie mereu. Eu am 25 de ani, toți trăiți în democrație. Nu știu dacă pe mine mă poate acuza vreodată cineva că, nu știu, am vreo legătură cu comunism. Deși am fost comandant de unitate la pionieri. Adică tocmai asta, dar e așa ușor să spunem, să punem o etichetă și gata. Acum, văd atât de mulți indignați pe legea asta antidefăimării, că e ca și cum fără înjurături nu mai putem trăi de acum încolo. Nu știu, nu înțeleg unde este atât de mare revoltă, că nu e ca și cum toți cei care nu sunt de acord cu legea antidefăimării erau până acum, sau vroiau neapărat să fie homofobii, antisemiți și misogini și așa mai departe. Adică un fel de control trebuie să existe, că așa nu, chiar nu se poate. Dacă spunem politicienii sunt corupți, așa se creează mentalitatea colectivă, așa toți copiii au acces la internet, e foarte simplu, intri pe telefon și gata, vezi acolo. Dar noi nu spunem, eu personal și nici colegii mei nu spun că politicienii sunt corupți. Sunt corupți politicienii găsiți corupți de către instituțiile juridice. Asta spuneți dumneavoastră, dar mentalitatea juridice publică nu cere niciun fel de argument, ci pur și simplu spun asta. La fel cum până de curând se spunea că nu, femeile sunt proaste. Adică nu e ok să avem astfel de discurs sigur fără niciun fel de argumente. Nu e regulă. Cred că la asta se referă legea și cred că este binevenită. Acum, nu știu, poate are anumite hibe, dar se pot rezolva prin consens. Și nu dacă începem să criticăm și să punem gata, o etichetă nu e bună și atâta tot. Așa s-a întâmplat și cu legea antifumat. Ne aduc aminte că doamna Aurelia Cristea a fost numită aprozăreasă de nu știu câți jurnaliști. Nu mi se pare ok. Fumători. Fumători oricum nu este în regulă. Și eu am lucrat la un call center când eram student. Asta înseamnă că toată viața sunt telefonistă? Adică nu e ok, un fel de, nu, chiar n-aș vrea să-i spun cenzură, dar un fel de limită de responsabilitate a ceea ce spunem trebuie să avem. Și dacă altfel nu se poate decât printr-o reglementare legislativă, atunci... Dar există deja legi care reglementează lucruri de genul există, acesta, însă nu cenzurează libertatea de expresie, dar nici aici presa. Nu e cenzurată nicio libertate de expresie. Și atunci de unde temerea asta teribilă? Pentru că spațiul public, așa cum îl văd eu, acum n-am de unde să știu că nu le pot ști pe toate, este plin de exemplu, de glume la adresa persoanelor de etnie romă. Că toate persoanele de etnie romă fură. Că unde îi vedem, fură. Noi când mergem în afară, nu ne convine că europenii spun despre români că ei fură. Dar la noi în țară facem asta în mod constant. Spunem politicienii fură, țiganii fură, nu e ok. De asta trebuie să se creeze un pic de limită în spațiu public, în discursul public, pentru că altfel vom ajunge să punem numai etichetări și nu vom mai ieși niciodată din stereotipurile astea. Dar iertați-mă că vă întreb și apoi trecem și la ceilalți. Nu, repet, nu sunt atacuri și nu sunteți dumneavoastră ținta și nimeni nu este nicio țintă în emisiunile mele. Sunt convins că ați văzut, cel puțin înregistrate pe YouTube, talk show-urile acelea de noapte din Statele Unite, unde gazdele, Jay Leno, toți ceilalți pe care știți foarte bine, îi fac praf.
praf pe politicieni, de la președintele Obama până la ultimul senator și așa mai departe. Dar praf îi fac. Acolo este vorba despre o satiră și de o glumă de rol. Acum ține de cât simț al umorului are cel vizat, nu? Bine, acum nu se că dacă e un boss umflat tot timpul și încruntat, imediat te dă în judecată pe legea de făimării. N-a spus nimeni nimic legat de satiră și de glumele care se pot sigur, face. Sigur, să vedem dacă nu se va menționa în legea asta și așa ceva. Dar, repet, dacă în spațiu public spunem, nu știu, persoanele homosexuale sunt, mai știu eu cum, nu e în regulă, pentru că trebuie să creăm o societate tolerantă în care toată lumea să aibă aceleași drepturi și să se bucure de aceleași libertăți. Corect. Ori altfel sunt îngrădite, dacă de la început începem să spunem o etichetă, după aia e mult mai ușor de, mult mai greu de îndepărtat. Da, domnule Ionescu. Da, pe mine nu mentalitatea totalitară a domnului Dragnea mă îngrijorează, ci faptul că tinerii socialdemocrați născuți după 89, după Revoluție, ajung să fie contaminați. Adică și domnul Arlin Andrei? Dânsa reprezintă astăzi, spre nenorocul dânsei, tineretul social-democrat. Dar de ce? Că sunt convins că și la social-democrat, deci și la tinere sunt oameni inteligenți, cu bun simț, categoric, valoroși. Categoric. Nu inteligența lor le pun la îndoială. Problema stă în felul următor. Această lege este, pe de o parte, inutilă, pe de altă parte, neconstituțională și, pe de altă parte, în al treilea rând, totalitară, așa cum am zis un pic mai devreme. De ce inutilă? Pentru că avem în codul penal articolul 369 care incriminează incitarea la ură și discriminare și pedepsește această infracțiune cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Ei, bine, avem codul civil și în codul civil... Parte. O paranteză scurtă, doar ca exemplu, pentru că asta este încă o dovadă că nu cunoaștem legile și ne ducem înainte fără să studiem foarte bine. Există și în codul civil acea prevedere care vizează căsătoria între un bărbat și o femeie, dar s-au apucat ONG-uri, biserică, mulți alții să strângă semnături, să scrie în Constituție că această căsătorie trebuie neapărat între un bărbat și o femeie. Deci e multă ignoranță în țara asta. Mulți oameni care nu studiază, nu citesc și habar n-au despre ce vorbesc. Și așa, care e mirarea în situația despre care vorbim? Bun, acela ar fi alt subiect, poate ajungem și la el. În al doilea rând, această lege este neconstituțională, pentru că în Constituție avem un articol 30 care se referă la libertatea de exprimare, a opiniilor, a credințelor, care la aliniatul 2 spune că orice fel de cenzură este interzisă. Ori, în aceste condiții, când avem o inițiativă legislativă care vine să limiteze, să îngrădească, să cenzureze, discutăm clar de o lege neconstituțională, iar eu n-am nicio îndoială că această lege, în condițiile în care va fi votată, da, va ajunge fără doar și poate la Curtea Constituțională care se va pronunța pe ea. Doamne, iar eu am toată nădejdea, da, că această lege va fi declarată neconstituțională. Și în al treilea rând, așa cum am zis, e o lege de extracție neomarxistă, totalitară și cu care PSD-ul ne-a obișnuit în anii ăștia, nu-i nimic nou, n-a fost o surpriză, domnul Dragnea a ținut chiar să fie unicul inițiator. Sunt proiecte de legi care au 2, 3, 4, 5, 6 inițiatori, strâng 15, 20 de semnături, ei bine nu. De această dată, domnul Dragnea a ținut să-și prindă singur în piept această insignă și, după cum bine știți sau poate că nu știți, această lege este un cadou pe care domnul Dragnea l-a făcut unui ONG care l-a decorat de curând. Nu vreau să dau cu numele ONG-ului pentru a nu-i face reclamă gratuită. Da, dar trebuie să aveți și dovezi când spuneți lucrurile categoric de genul acesta. Sigur că da. Și le aveți? Sigur că da. Decorația a primit-o, ONG-ul există și este și invocat. Trebuie să aveți o dovadă că se poate face o conexiune între cele două lucruri. Sigur altfel da. Intrăm la legile deja existente, nu la legea de făimării. Categoric. Sunt pregătit pentru orice bătălie juridică cu domnul Dragnea. Da, vă rog, domnule Badiu. Jurist fiind, achiesez la tot ce a spus colegul de platou mai devreme, mai puțin în zona de decorație și ONG, unde nu am informații. Unde aș vrea totuși să fim foarte atenți? În toată dezbaterea asta în care invocăm articole, în care invocăm principii, picăm în capcana acestei legi. Și anume, care ar fi? Și anume, legea aceasta a fost gândită și a fost promovată de domnul Dragnea pentru a da un semn de putere în propriul partid, în sensul în care dorește să arate înainte de alegeri membrilor, potențialilor candidați, uite ce puternic sunt eu de reușesc să pun cu botul pe labe presa și opinia publică, Facebook în speță,
care ne-a făcut un atât de mare de serviciu la alegerile trecute și unde suntem criticați cu vehemență și de unde nu reușim să atragem niciun vot, că altfel ar fi utilizat și ei ca și metodă de campanie. Până la urmă este foarte legal. Țin să atragă atenția și domnului Dragnea și tuturor celor care susțin această lege, că au murit oameni în închisorile comuniste, că au murit oameni la Revoluție pentru a avea dreptul de exprimare publică. Dacă cineva dorește să spună politicienii sunt corupți, este opinia lui și este dreptul lui să își exprime această opinie în spațiu public, în piața publică sau pe contul său de Facebook. Acum lăsă mai mare că au tot confortul. Deci să sunt liniștiți din punctul ăsta de vedere. E aici o discuție care... Sigur, e un umor negru. Da. Sper că mi-l acceptați, dacă nu să-mi iertați. Nu toleranța este obiectul acestei legi. Chiar citeam un articol zile trecute prin care în organismele interne ale PSD-ului se sugera ca în momentul în care se face discuție despre această lege să se numească legea toleranței, să meargă toată discuția în zona de toleranță. Și chiar mă gândeam, cunoscând faptul că voi fi invitat în platoul dumneavoastră împreună cu un reprezentant al PSD-ului, când o să aud cuvântul toleranță. Se pare că a venit destul de repede. Românii sunt un popor tolerant. Să nu uităm că sunt un popor care a votat ca și președinte un exponent al unei minorități naționale. Și al unei minorități religioase? Și religioase. Nu suntem un popor xenofob. Nu suntem un popor primitor. Suntem un popor în care aceste derapaje nu s-au făcut, nu și-au făcut prezența fizic. Nici la nivel mental, nici la nivel doctrinar. Nu avem partide extremiste pe scena politică. Deci nu știu de ce e nevoie de această reglementare. Aș putea să o încadrez, în cazul în care nu este vorba de acel semnal de putere de care făceam revorbire mai devreme, de o lege care se aseamănă cu legea care reglementează numărul de câini de la stână. Treabă multă la Parlament. Treabă multă. Da. Pentru că nu-i văd o utilitate. O lege... Sperie vulpile și iepurii. Mai pot să vâneze unii, da, parlamentari, probabil. Altă problemă existențială a României. Stau și mă întreb în Parlament și ascultându-o și pe colega legat de intervenția privitoare la conferința de presă a Ministrului Economiei. Stau și mă întreb când în Parlament va veni un proiect legislativ care să schimbe fundamental și pozitiv aspecte foarte importante din viața noastră. Pensii, sănătate, educație. Păi da, mai important, într-adevăr, mai important este industria de armament și înzestrarea armatei, mult mai important decât legea defăimării. Ca nu cumva anumiți politicieni simt lezați. Cum aș putea eu în momentul ăsta, dacă ar fi în vigoare această lege, să mă raportez, de exemplu, la un grup dezavantajat, aflat în minoritate, dacă exprim un punct de vedere legat de grupul celor condamnați în primă instanță? Sau de grupul celor condamnați cu suspendare. Aș putea fi sancționat. Pentru că este sigur că dau un grup în minoritate. Deci, legea, din punctul meu de vedere, are tente comuniste, ca să nu-i spunem că este comunist. Da. Tente puternice comuniste. În loc de concluzie pe acest subiect, domnule Ionescu, vă e teamă de legea asta dacă ea intră în vigoare așa cum arată acum? Păi eu am urmărit cu atenție întregul parcurs al acestei legi, inclusiv amendamentele depuse la Camera Deputaților. Spre exemplu, un deputat UDMR a venit cu un amendament care a mărit cuantumul, plafonul maxim al amenzii de la 60.000 la 100.000 de lei noi. Deci un miliard poate fi amenda pentru o persoană juridică, vă dați seama. Domnul Remus Cernă a venit cu un amendament și a mărit numărul de posturi dedicate acelui departament care să urmărească aplicarea legii de la 10 la 14. Deci încă 14 sinecuri, încă 14 locuri de muncă pentru oamenii partidului. Ce aș putea spune? Suntem obișnuiți cu acest, să zicem, sistem legislativ din România, care într-o permanență modificare, o instabilitate legislativă extraordinară. Păi cum să ne obișnuim, de exemplu, cu legea asta a defăimării? Trecem iar, ne întoarcem la șopârlițele lui Toma Caragiu din scenetele de la televiziune sau șopârlițele strecurate pe scenă în timpul pieselor de teatru, că nu avem voie să mai facem umor, satiră? Dacă colegii mei de platou au citit cartea 1984 a lui George Orwell, cu siguranță că acolo
către acolo ne îndreptăm. Iar această lege cu care domnul Dragnea se mândrește că ar putea fi prima de pe planetă în această formă aplicată, da? Deci mi se pare un exercițiu legislativ cumplit, cumplit de-a dreptul. Pentru ideea de libertate în România, pentru ideea de democrație în România, pentru ideea de libertatea cuvântului în România, pentru care și noi suntem invitați astăzi în acest platou și încă vorbim liber, încă spunem ceea ce credem. Spuneți și spunem ceea ce simțim. Ce credeți, pentru încă, că vă văd foarte dar dacă mă veți invita în acest platou, după ce această lege va intra în vigoare, probabil că voi fi nevoit să-mi aplic un soi de autocenzură, ca probabil să nu plec da. Din acest studio în calitate de președinte de partid cu amendă de 100.000 de lei. Da, și sincer, noi la fel că v-am lăsat. N-aș avea de unde să o plătesc, da? Un miliard de lei, n-aș nici avea de n-aș unde să plătesc. Nici eu n-aș avea în calitate de gază să plătesc asemenea amenzi pentru invitații mei care nu vor avea grijă să-și cenzureze vocabularul. Vă rog, vă văd foarte nemulțumită. Vă rog da. Să vă exprimați nemulțumirea. Probabil că cei de generația mea știu un mini concept așa de Queen Drama. Mă scuzați, cred că asta sunt colegii mei în momentul ăsta, un fel de regine al dramei așa. Adică vine comunismul, ne ia, vreți nu putem să regi, ne mai... ca să nu facem regi, discriminări scuzați, de gen. Da, regi. Regi. Am tradus din da. Engleză în, și cu gen. Acum, la ce spunea colegul meu că s-a vorbit la partid să fie folosit conceptul de toleranță, de... Vreau să vă spun că l-am văzut pe domnul Dragnea, cred că la televizor, acum de dimineață, dar în rest, în realitate, l-am văzut probabil acum un an și ceva. Nimeni nu mi-a spus mie, vin, du-te, mergi acolo și vorbește despre toleranță și despre nu știu ce. În al doilea rând, că România nu este o țară rasistă, xenofobă și mai știu eu cum. Aici, lângă București, există un complex, nu-i dau nume, de cel mai mare spa. Acolo nu merg persoane de etnie romă și nu sunt acceptate, sunt date pur și simplu afară, doar pentru că sunt rome. Pe Facebook. Doar pentru că sunt din Roma, din capitala Italiei sau despre ce vorbim? Doar pentru că sunt de etnie romă. Adică țigani? Da. Ah, bun, ca să înțelegem și noi limba română, că e comunitatea romă. Da, comunitatea... da, Academia ne-a spus că nu mai putem folosi cuvântul țigani și să fim atenți doar pe cel de nu, rom. Este am crezut că e vorba de locuitorii din Roma. Și... nu, nu. Comunitatea romă. Colegii și colegii alții, oameni de pe Facebook spuneau bine că nu-i primesc pentru că nu vreau să fac baie în nămol. Adică astfel de exprimări, la modul ăsta. Îi invit pe colegii mei să meargă, nu știu, pe strada Vulturilor, unde au fost oamenii evacuați, persoane de etnie romă, acum sunt înțeleasă, bănuiesc, și ceilalți oameni nu veneau să-i ajute, nu le spunea nimic, bine că stau acolo, în ploaie, au stat două ierni, dacă nu mă înșel, în frig și în ploaie. Nimeni n-a venit să-i ajute să le dea un pahar de apă sau un ceai cald iarna. Adică despre ce vorbim? Îl avem pe Bogdan Diaconu, dacă nu mă înșel, care zi de zi asta face. Incită la instigare împotriva maghiarilor și așa mai departe. Și alți oameni care zilnic asta fac. Nu știu unde trăiesc domnii, dar eu sincer văd în fiecare zi discriminare, rasism și misoginism. Adică... Iar eu văd în fiecare zi cum grupurile minoritare sunt din ce în ce mai avantajate sau discriminate pozitiv, ca să folosim tot așa un limbaj de lemn. În schimb, stau și mă întreb, noi românii, până la urmă, care suntem încă majoritatea în această țară, până la urmă, cine va legifera și în favoarea noastră? Cine va spune că și cei noi, pe care majoritatea noi din am această ales pe țară, oamenii aceștia. Da? Vom avea și noi niște drepturi care ne vor fi garantate? Eu văd cum în permanență noi, majoritarii, trebuie să fim într-o permanentă defensivă. Trebuie să avem grijă ce spunem, trebuie să avem grijă cum spunem, trebuie să avem grijă să nu încălcăm cumva vreo lege de care probabil nici n-am aflat că a intrat în vigoare. Și vedem cum în permanentă sunt tot suiul de grupuri minoritare, etnice, sexuale, homosexuale, lesbiene, pedofili, tot felul, care sunt într-un fel sau altul avantajați legislativ. Mă scuzați, pedofilii n-au cum să fie avantajați. Nu astăzi, nu astăzi, dar aveți puțină răbdare. Exclus. Vă rog, aveți puțină răbdare. Să fim atenți la categorii. Să nu le confundăm. Vine nou legislativ din 2016 cu lucruri noi. Da, vom vedea. Nu știți, imediat, nu știți ce comentarii au colegii mei din regie, ar vrea foarte mult să vorbească cu dumneavoastră, dar poate că invităm într-o ediție a emisiunii noastre să ia parte la dezbaterile cu invitații pe care avem aici în platou. Vă rog, domnule Badiu, întrebarea era, vă e frică de această lege, dacă ea va trece așa cum se prefigurează în momentul de față? Sigur că ți-e frică pentru că în momentul ăsta creezi un mecanism de coerciție, aparent de coerciție, dar de cenzură, asupra libertății de exprimare. Libertatea de exprimare nu trebuie înțeleasă atât ca un drept, dar cât și, ca și o obligație. Dreptul de a te exprima liber este într-o interdependență cu obligația corelativă a celorlalți de a-ți respecta dreptul. Atâta vreme cât înțelegem acest raport în care eu pot să mă exprim liber și în același timp am obligația să-l ascult și pe celălalt cum se exprimă liber,
lămuri un pic problema asta, din punct de vedere personal, moral și mai departe. Din punct de vedere legal, această problemă este ultra-legiferată. Este legiferată prin Constituție, este legiferată prin Codul Penal, este legiferată prin Codul Civil, este legiferată prin ordine și legislație secundară și terțiară, asta cu Consiliul Național de Combatere a Discriminării, un organism care funcționează, un organism care a amendat președintele țării. O celebra remarcă Țigan Câmpuțită, care l-a amendat, nu știu, persoane vizibile public, sigur. George Becali și așa mai departe. Ca o remarcă la ce spunea colega mea mai devreme, acele persoane de etnie romă, și nu mă refer la cele din Roma, nu au fost ajutate de către ceilalți oameni, pentru că acei oameni sunt săraci și nu au avut în ce să-i ajute. Nu pentru că ei erau țigani sau români. Asta este problema. Haideți să venim cu propuneri legislative de a crește nivelul de trai. Putem vedea țările civilizate în care merg foarte mulți cerșetori de etnii diferite, dar de cetățenie română, care câștigă foarte bine, pentru că oamenii au un sistem, o bunăstare, care le permite să împartă bunăstarea cu alții. La noi nu se poate așa, pentru că populația este săracă. Vreau să văd acea inițiativă legislativă prin care reușim să integrăm oamenii nu pe criterii de etnie, ci pe criterii sociale. Hai să integrăm tinerii în zona muncii. Că discutăm de un subiect care, până la urmă, suntem exponenții cu toții ai unei generații tinere de politicieni. Ce să vă spun? Și e un exemplu pe care îl vom aborda probabil în partea a doua a emisiunii noastre. Domnii, reprezentanții ai etniei rome, și mă refer aici doar la domnul Mădălin Voicu, care, spun procurorii, au luat 5 milioane de euro din fonduri europene, tocmai pentru programe prin care să îi sprijine pe tinerii de etnie romă, programe fictive, pe hârtie, banii n-au ajuns la reprezentanții etniei rome. Eu cred că domnii sunt discriminați. Eu cred că domnul Nicolae Păun și domnul Mădălin Voicu sunt discriminați de DNA. Pentru că Direcția Națională Anticorupție a descoperit... Asta e probabil o mostră de Times New Roman, probabil, da? Categoric. Vă mulțumesc. DNA a descoperit că dânșii au fraudat niște fonduri europene, așa, vreo 6 milioane de euro. Să nu discutăm de o sumă foarte mare, o sumă modică. Și atunci a hotărât să-i discrimineze. Și i-a chemat la parchet să dea declarații și să vedem ce se va întâmpla. Probabil că dacă vor fi trimiși în judecată, vor fi discriminați și mai mult, dacă vor fi, Doamne ferește, condamnați, atunci cred că nu mai putem trăi în această țară de atâta lipsă de toleranță. Și dacă vor fi condamnați și le va spune cineva hoți? Nu, așa ceva nu se poate, pentru că aparțin comunității din orașul Roma, capitala Italiei, și e foarte grav. Vă rog, să fim foarte atenți la lucrurile de genul acesta, nu vreau să supărăm pe nimeni, nici nu avem dreptul să punem etichete pe fruntea nimănui, indiferent de grupul, de orice fel din care face parte. În concluzie, un minut mai avem, da, poate chiar mai puțin. Ce avem de făcut pentru ca legea asta, dacă totuși trebuie să existe, să nu facă rău? Scurt, vă rog. Această lege nu trebuie să existe. Domeniul este legiferat, are mecanisme și proceduri proprii. Nu trebuie să existe această lege. Este o cireașă pe un tort inexistent. Ia spune o bombană pe coliva libertății de exprimare, dacă îmi permiteți, vă rog. Cred că nu trebuie să o respingem din start și să zicem gata, nu e bună, ci pur și simplu să o citim cu atenție cu toții, PNL, PSD și cetățeni, și să vedem unde o putem îmbunătăți și ce putem șlefui la ea. În rest, cred că este o idee bună. Vă rog. Va fi un test pentru actuala majoritate creată PSD, ALDE, UNEPR. În măsura în care se vor trezi în ceasul al 12-lea și vor face ceea ce trebuie, adică dacă vor respinge această lege, probabil că încă vor mai avea o mică șansă la toamnă, la alegeri, la un segment de electorat. Dacă vor vota această lege, eu cred că va fi sfârșitul pentru aceste partide. Da. Luăm o foarte scurtă pauză și ne întoarcem cu alte subiecte, vă asigur, extrem de interesante și cu această dezbatere pe măsură. Am întors în direct, doamnelor și domnilor, la dezbaterea noastră aici la Realitatea Plus. Dați-mi voie să vă reamintesc invitații noștri: Alina Andrei, tineretul social-democrat, Andrei Badiu, PNL Sectorul 6, și Tudor Ionescu, președintele Partidului Noua Dreaptă. Le mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezența la această emisiune. Dosar cu nume grele la DNA, după ce procurorii au cerut aviz pentru reținerea și arestarea deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun pentru spălare de bani,
Președintele și vicepreședintele ANAF au fost puși deja sub urmărire penală pentru abuz în serviciu. Procurorii anchetează modul în care Asociația Partida Romilor a folosit bani europeni pentru proiecte destinate nevoiașilor. DNA îl suspectează pe Mădălin Voicu că ar fi intervenit la demnitari și funcționari publici pentru ca proiectele să fie avizate. Ministrul Finanțelor Publice îi cere demisia șefului ANAF, dar și adjunctului său, ambii implicați în dosarul pentru care DNA cere arestarea deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun. Creierul întregii afaceri ar fi fost deputatul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor. Anchetatorii spun că Păun a inițiat două proiecte finanțate atât din fonduri europene cât și de la bugetul de stat, ambele destinate cetățenilor defavorizați de etnie romă. Potrivit DNA, foarte puțini au beneficiat în realitate de ele. Unii ar fi primit certificate, deși nici măcar nu ar fi participat la curs. Niciunul dintre cele două proiecte nu și-au atins scopul. Managerii proiectului au întocmit liste cu persoane fictive. Pe fir ar fi intrat și deputatul Mădălin Voicu, însă după ce și romii care apăreau pe listele fictive au fost sumați de ANAF să-și plătească urgent contribuțiile la sănătate pe motiv că ar fi încasat bani. Ca să înnăbușe scandalul, Voicu ar fi intervenit și pentru promovarea unui proiect de lege care să scutească anumite categorii de persoane de la plata contribuțiilor la sănătate. În schimbul intervenției ar fi primit de la Păun Nicolae lunar sume de bani în cuantum total de peste 217.000 de lei. Și soția lui Mădălin Voicu ar fi fost recompensată cu un salariu lunar, deși nu ar fi lucrat pentru bani. Fără respect, doamnă! Nu am nicio implicație, vă rog să mă lăsați. Pentru deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun, DNA a cerut aviz Parlamentului pentru reținerea și arestarea lor. Toți suntem în aceeași situație, suntem suspecți. Ce acuzații? Sunt multe, cu spălare de bani, cu, nu știu, domnul avocat știe mai bine. Nu, păi n-am stat de vorbă. Cum să mă aștept? Păi urma să ne întâlnim din nou, să vedem dosarul, ce probe au. Așa rămăsese. Păi da, dar așa e normal, s-a sărit o etapă, eu nu înțeleg. Acum urmează să existe o explicație. În același dosar, președintele ANAF Ștefan Gelu Diaconu și vicepreședintele instituției Mihai Gogan Ciavătășoi au fost puși sub urmărire penală pentru favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. Cei doi ar fi emis documente prin care angajații prin convenții civile la Partida Romilor ar fi putut fi scutiți de achitarea contribuțiilor la asigurările de sănătate. Mă uitam la ochii domnului deputat Mădălin Voicu și la atitudinea pe care o afișa în materialul de mai devreme, departe aerul pe care l-are domnul deputat acum față de aroganța pe care o afișează în mod obișnuit. Nu știu dacă, potrivit noi legii a defăimării, cuvântul aroganță poate fi sancționat. În fine, vom vedea. Acum, așa ca o paranteză de culoare, tot aud în jurul meu de ieri până astăzi, în special din spre mediul de afaceri venind, remarce de genul acesta, i-au ajuns blestemele pe cei de la ANAF, pentru că știți foarte bine că au avut de suferit oameni de afaceri pentru 3,50 lei, pentru 5 lei, unii s-au și spânzurat și așa mai departe. O mulțime de povești pe care deja le cunoașteți foarte bine. Trecând peste lucrurile acestea, cum vedeți, domnule Ionescu, povestea asta cu domnul deputat Mădălin Voicu, domnul deputat Nicolae Păun, președintele, vicepreședintele ANAF pus sub urmărire penală pentru abuz în serviciu, vă rog. Da, observ cum DNA continuă activitatea laborioasă. Necesară. Și necesară pentru asanarea clasei politice, fără doar și poate, pentru că numai în anul 2015 au fost 20 de parlamentari trimiși în judecată. Pentru fapte de corupție. Au fost și 9 președinți de Consilii Județene, au fost și 14 primari de mari municipii din România, da? Între care știm bine că se numără și domnul Oprescu, și domnul Vanghelie, și domnul Mazăre, și domnul Nichita de la Iași, și mulți alții. A fost și un prim-ministru în funcție, Victor Ponta, a fost chiar și un prefect. Iar acum observăm cum alți doi parlamentari, da, sunt chemați tocmai pentru cercetări și pentru această suspiciune de fraudarea fondurilor europene. Acum, dosarele instrumentate de DNA se sprijină pe un probatoriu destul de solid. De obicei, rata condamnărilor se apropie de 90%. Deci cred că de din câte știu eu, sunt destul de multe achitări. Și asta e o problemă. Chiar ieri citeam un material pe chestiunea aceasta.
Da, totuși, condamnările sunt totuși majoritare, am putea spune. Deci eu cred că există o suspiciune consistentă. Bineînțeles, până la o condamnare, dânsii se bucură de prezumția de nevinovăție. Dar, dincolo de asta, putem observa cum acest partid etnic, Partida Romilor, parazitează viața politică românească de 20 de ani ca și celălalt mare partid etnic, UDMR, pretind că reprezintă o comunitate și că îi servesc interesele și, în realitate, vedem cum, de fapt, acești bani destinați acestei minorități ajungeau, de fapt, în buzunarele a doi parlamentari. Sigur că, da, domnul Mădălin Voicu e, din câte știu, deputat PSD, dar e fondator al acestui partid, al Partidei Romilor. Noi considerăm că ar fi normal să nu existe în România partide constituite pe criterii etnice, ci pe criterii de doctrină și de program. Dacă judecătorul a considerat de cuvință că este legal să existe, aceste partide sunt legale. Fără doar și poate. Până când în viitor va exista o lege care să interzică partidele etnice, sigur, ele pot exista. Era păi să o facă Parlamentul dacă e necesar, dacă nu e constituțional, să nu o facă. O constatare personală. Cum, iată, un partid etnic reușește să sifoneze bani europeni și discutăm, înțeleg, de 6 milioane de euro. E o sumă, zic eu, destul de importantă, pe care nu putem trece atât de ușor. Pe de altă parte, nu putem să ignorăm faptul că e prevăzut în Constituție, că orice cetățean sau grup de cetățeni au dreptul să se asocieze, inclusiv sub forma unui partid. Fără doar și poate, dar dacă ei s-au asociat într-un partid, nu pentru scopuri politice, pentru că în legea partidelor politice este un articol care prevede foarte clar că un partid își poate propune numai obiective politice. Ori vedem cum în România, dar nu doar în România, dar și în alte țări, partidele de fapt sunt de fapt niște rețele mafiote, niște clanuri, niște haite. Vă rog să avem grijă la exprimare și dacă aveți dovezi, vă rog să ne le prezentați acum. Dacă nu, să încercăm să evităm sintagme de genul acesta. Eu cred că chiar și condamnările care au existat și trimiterile în judecată, da, ale DNA-ului, eu cred că subliniază faptul că mulți oameni politici se asociază în partide nu doar pentru doctrină, dar nu putem și pentru să promovarea programului. Nu putem să spunem că toți. Bun, atunci permiteți-mi să-l citez pe Eminescu, care spunea la vremea lui că partidele sunt societăți anonime de exploatarea bugetului public. Da, astea erau partidele de pe vremea lui Eminescu. Acum poate că lucrurile sunt diferite. Mă tem că și nu putem ziua de azi miza, pe toți sub aceeași miza ajungerii la guvernare este tot accesarea resurselor bugetare de stat. Mă refer la partidele care ajung sigur să guverneze. Iar la nivel local, partidele care au primari și, am spus, au fost 14 primari de municipii trimiși în judecată de DNA, se pare că scopul lor e același, să jefuiască bugetul local. Dacă lucrurile stau așa, electoratul să caște bine ochii și să se uite cu atenție la ce va vota măcar de acum încolo, la alegerile locale, la alegerile parlamentare și sper să avem timp să discutăm și despre aceste chestiuni. Vă rog, revenind la DNA, Mădălin Voicu, Nicolae Păun, președinte, vicepreședinte ANAF, Alina Andrei. Când am văzut prima dată știrea, mă gândeam că o să dureze foarte puțin până când o să intre în discuție problema romilor și că e partid etnic și că de asta au furat. Cred că un om atunci când fură în identitatea lui de hoț, nu în identitatea lui de persoană de etnie romă sau de femeie, bărbat. A furat pentru că este hoț. Acum nu există nicio sentință, adică... Sigur, de-abia sunt puși sub acuzare. Sunt puși pe acuzare, urmăriți deocamdată, penal, da. Sigur. Se cere acordul Parlamentului pentru ridicarea imunității lor și arestării lor? Într-adevăr, ideea asta să furi de la săraci mi se pare un lucru îngrozitor. Acum rămâne de văzut ce va spune instanța până la urmă. Da, domnule Vadiu. E atât de îngrozitor și are perfectă dreptate colega de platou, încât din zona de fonduri destinate romilor s-au furat nu 6 milioane de euro, miliarde de euro. În cei 20-25 de ani, miliarde de euro. Și din alte zone. Să ne gândim ce am fi putut face pentru această comunitate, în cazul în care banii aceștia chiar ajungeau la destinația pentru care erau veniți. Da, și erau folosiți cu înțelepciune. Dar și asta cu eficiență. Este cu totul altă discuție. Faptul că sunt cercetați doi parlamentari este un lucru, nu spun nici bun, nici rău, face dovada faptului că instituțiile judiciare românești funcționează în continuare, că n-au oprit motoarele, din contră, le turează și este foarte bine. Este un gest și este o etapă prin care trebuie să trecem ca și societate.
Nu mă bucur să-l văd pe domnul Mădălin Voicu. Nici noi ne bucurăm, sau, Doamne, ferește. În arest preventiv, la nivel personal. Dar, totuși, ești un parlamentar al României care exercită această funcție de foarte multe mandate. Și, în urmă, tragi linie, te întreb, e de 15-20 de ani în Parlament acest domn. Ce inițiative legislative a avut? Ce a adus? Ce plus valoare a adus acestei societăți? Sigur, nu ai cum să-ți dai răspunsul, pentru că te uiți și vezi cu ce erau ocupați oamenii aceștia să facă. Când să mai ai timp să elaborezi legi, să gândești strategii, să gândești proceduri și mecanisme legale, când tu ești prins în tot felul de jocuri mai mult sau mai puțin legale, mai mult sau mai puțin morale. M-aș delimita la același timp de ce spunea colegul, că partidele sunt niște clanuri organizate. Și l-aș contrazice inclusiv pe Eminescu. Până la urmă, nu trebuie făcut o confuzie între asocierea politică într-un partid între oameni și asocierea într-un grup infracțional condamnat de lege. Oricine se asocieze în vederea comiterii de infracțiuni să plătească conform legii și se vede că, uite, că chiar dacă mai târziu, dar adevărul iese la lumină. Cât privește acum latura celor implicați din partea ANAF-ului, într-adevăr, i-au ajuns blestemele. Să nu uităm cum se închideau covrigăriile, că nu s-a dat bun pentru o merdenea. Să nu uităm descinderile în forță ale ANAF-ului. Cum poți tu să pretinzi de la alții să fie corect? Câtă moralitate să ai tu când te uiți în oglindă, sau dacă poți să te uiți în oglindă, în condițiile în care tu știi ce faci, ești implicat în tot felul de fapte. Repet, unele penale, unele la limită, unele imorale, dar hai să fim serioși. Tocmai tu, șeful ANAF-ului, cel care, organul statului care trebuie să vegheze, să vegheze asupra colectării, asupra luptei anti-evaziune și mai mult, trebuie să vegheze asupra recuperării prejudiciilor din săvârșirea de infracțiune. Hai să ne gândim poate cum, de ce nu se recuperează așa repede prejudiciile de către ANAF cu asemenea director și asemenea director ajung. Să spunem pe de altă parte că și președintele și vicepreședintele ANAF sunt deocamdată deasupra oricărei etichete, pentru că ei n-au ajuns în fața unui judecător care să le dea o sentință, deocamdată beneficiază ei și domniile lor de prezumția de vinovăție. Beneficiază de prezumția de vinovăție, dar am făcut mai devreme remarca, legal, moral, la limita între cele două. Din punct de vedere cel puțin moral, ar fi trebuit să pleci. Cel puțin moral. N-are nicio legătură cu nicio prezumție. Eu consider că este imoral și mi-asum ce spun, ca în momentul în care tu ești implicat în astfel de jocuri, în astfel de mecanisme, să mai ai ce căuta în funcția de președinte al ANAF-ului. Este imoral. Și un motiv pentru demisia unui demnitar este inclusiv lipsa de moralitate. Pentru asta, cel puțin, ar fi trebuit să-și dea demisia și nu să se țină cu dinții de scaun. Da, dar din păcate pentru această țară, vedeți și dumneavoastră și vedem cu toții de 26 de ani și vedem aproape în fiecare zi, moralitatea nu este calitatea principală, nu a poporului român, a multora dintre cei de pe scena publică. Și iarăși o spun, trebuie să căscăm bine, foarte bine ochii în momentul în care mergem la vot, la alegeri, pe cine votăm, pe cine alegem. Să ne uităm cu multă atenție la cine sunt oamenii care ne sunt propuși. Poate este un moment în care se va reseta. Să se reseteze această atenție. A se reseta percepția pe care oamenii o au asupra votului. De a nu trata cu superficialitate, cu indiferență, chit că merg la vot sau se abțin să meargă la vot. Să meargă, să sancționeze aceste fapte. Și pe măsură ce se va crea o masă critică din partea electoratului, eu vă asigur că se va schimba și clasa politică. Să ne așteptăm să se schimbe de la sine este foarte greu de crezut. Și de aceea, noi cetățenii, va trebui să avem un rol activ în această schimbare. Da, este nevoie și societatea românească cere această resetare. Mă întreb către dumneavoastră, domnule Tudor Ionescu, pentru că sunteți președintele Partidului Noua Dreaptă. Sigur, vă întreb, cu ce veniți dumneavoastră nou pe scena asta politică la care ne uităm cu multă atenție și cu sprâncenele încruntate de mult prea multă vreme? Și vă întreb cu toată sinceritatea și la modul foarte deschis și direct, de ce vă acuză din toate părțile și partide și public că sunteți partid extremist? Pentru că spunem adevărul. Pentru că de 26 de ani partidele mari n-au făcut altceva decât să mintă.
au spus că România este un stat independent și suveran în condițiile în care ei au sacrificat independența și au cedat suveranitatea României, Comisiei Europene, Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și așa mai departe. Noi venim și spunem adevărul. România nu mai este un stat independent și suveran. România e, din păcate, o colonie în acest moment, iar sintagma să ne luăm țara înapoi e mai actuală decât oricând. Marile partide vorbesc de stabilitate macroeconomică, de excedent bugetar, ba chiar de creștere economică de la un an la altul. Noi venim și spunem adevărul. Aceste mari partide au jefuit România și au alungat peste 5 milioane de români peste graniță, care au plecat cu traista în băț unde au văzut cu ochii, în Spania, în Italia, în Marea Britanie, în Germania. Ce guverne responsabile își alungă proprii cetățeni din țară? Noi avem o rată foarte mică a șomajului, într-adevăr, raportat la media europeană, dar de ce? Pentru că un sfert din poporul român s-a mutat în afara granițelor. Noi suntem o națiune amputată, dincolo de faptul că suntem o națiune care trăiește în două state, România și Republica Moldova. Și se stabilesc tot felul de obiective de politică externă, care mai de care mai exotic, dar nimeni nu spune că principalul obiectiv de politică externă ar trebui să fie reunificarea noastră ca popor în interiorul acelorași granițe politice. Deci iată de ce unii politicieni sau poate jurnaliști chiar folosesc această etichetă de extremism ca o bâtă. Ca pe o bâtă împotriva celor care iubesc România și care luptă pentru România. Da, da, se mai spune și cred că nu puteți să negați, sau dacă vreți să o negați, puteți să o faceți, că sunteți inspirați de ideologia lui Corneliu Zelea Codreanu, de chestiunile legionare ale lui Mircea Eliade. Eu vă pot spune un singur lucru. Vă pot spune e corect sau nu? Suntem un partid naționalist, vă pot spune că suntem un partid eurosceptic, vă pot spune că suntem un partid fondat de la zero, fără traseiști politici, format din oameni care n-au mai făcut politică până acum, care n-au mai fost afiliați altor partide politice și suntem primul partid constituit, înființat, după modificarea legii partidelor politice. Am fost primii care am dat acest semnal de resetare a clasei politice românești. Iar eu spun doar atâta. Dacă românii sunt mulțumiți de starea de lucruri actuală din țară, dacă sunt mulțumiți cum au mers lucrurile în ultimul sfert de secol, în ultimii 25-26 de ani, foarte bine, să voteze în continuare același partide. Dacă însă nu sunt mulțumiți, iar partidul nostru practic a apărut tocmai din această dezamăgire colosală a românilor față de actuala clasă politică. Noi avem convingerea că acestor mari partide le vine foarte greu să se reformeze, pentru că ar însemna să renunțe la scopurile pentru care s-au asociat și pe care le-am anunțat mai devreme. Nu se poate acest lucru. Ei n-au decât un singur drum înainte. Deci singura șansă este să vină oameni noi în politică, să apară partide noi care să intre în forul legislativ și abia atunci vom putea vorbi de o nouă clasă politică. Bun, repet întrebarea mea și vă rog să-mi dați un răspuns. Sunteți sau nu inspirați de ideologia legionară? Eu pot să vă spun că doctrina Partidului Noua Dreaptă este doctrina naționalistă. Și iar doctrina naționalistă, din punctul nostru de vedere, este singura doctrină care apără România și care pune națiunea română în centru atenției, în centru preocupărilor. Principalul, dacă vreți, exponent al naționalismului românesc este Mihai Eminescu, pe care l-am menționat mai devreme, pe care noi îl considerăm fondatorul naționalismului modern românesc. Dacă vreți, acelea sunt rădăcinile și de acolo a pornit naționalismul. Da, spune domnul Ionescu niște lucruri care par corecte, care par inspirate de dragostea pentru poporul român, pentru România. Și atunci v-aș întreba, să spunem, sunteți factor de decizie la PSD. PSD-ul are în momentul de față colaborări pe scena politică, cu UNEPR, cu ALDE, a avut cu PNL-ul și așa mai departe. Și întrebarea este valabilă și pentru dumneavoastră. Ați face o alianță cu Partidul Noua Dreaptă? Când vorbea colegul meu de Platon, mă gândeam la sonoroase păsărele. Cred că Mihai Eminescu a scris poezia asta. Asta e tot ce aș putea să zic relevant pentru subiectul ăsta, pentru că aud așa atâta agresivitate și înverșunare împotriva ceea ce a fost până acum. Cred că și colegul meu de platou din dreapta și cel din stânga am fost croiți de sistemul ăsta de până acum. Adică de bine de rău, cumva a avut șansa și mecanismul prin care să poată să-și înființeze un nou partid. Adică să critici de la A la Z tot ce s-a întâmplat până acum este o mare greșeală. Totuși, s-a putut forma un nou partid, deci ceva a fost făcut bun în 26 de ani, măcar atât, că se poate înființa un nou partid.
S-a format un nou partid, dar avem o lege electorală, da, care la locale vorbește de alegerea primarilor într-un singur tur. Cum vor putea partidele noi, cum va putea inclusiv partidul Noua Dreaptă, da, să scoată vreun primar în această țară cu alegeri dintr-un singur tur? Cu o lege făcută de PSD. Cu un om valoros. Da, și PNL, deci cu o lege făcută de marile partide pentru interesele marilor partide. Cred cu siguranță că dacă veți avea un candidat atât de bun, care să convingă cetățenii și să creadă într-adevăr și să facă, să fie pus pe treabă, cred că l-aș vota și eu dacă ar fi atât de bun. Da, nu, adică, nu cred că l-aș vota, că doar interzice disciplina de partid. Deci, într-adevăr, e o lege care permite acum înființarea mult mai facil a partidelor, a formațiunilor politice, dar avem un cod electoral extrem de restrictiv. Repet, sunt niște legi electorale făcute de partidele mari pentru partidele mari. Și dacă puneți la îndoială ce spun acum, mai putem face o emisiune pe 6 sau pe 7 iunie, după alegeri. Oricum o faci. Și o să vedem câți primari a scos PSD-ul în România și câți primari au scos celelalte partide în România. Adică, vă rog să nu fugiți de întrebările mele. Nu. Repet întrebarea. Ați face alianță cu Partidul Noua Dreaptă? În primul rând, nu sunt eu un factor decizional. E un exercițiu de imaginație. Nu, dacă ați fi că factor de decizie, poate... implicat în negocieri. Nu. Părerea dumneavoastră personală. Personal. Ce ați susține? Nu, ați face pentru că ideologia Partidului Social Democrat nu este nici pe departe, sau Partidul Noua Dreaptă nu este nici pe departe, nici pe aproape ca ideologie către stânga. Este ce nu se potrivește? Dreaptă. Categorii confirm lucrul ăsta. Eu sunt factor de decizie ca președinte de partid, deci m-ați putea întreba pe mine dacă aș face vreo alianță cu PSD-ul și v-aș da răspunsul pe loc, nu. Și pot să vă zic chiar că am avut 3 discuții cu 2 deputați și un senator, nu spun neapărat că de la PSD, care și-au dorit, și-au exprimat interesul să vină alături de noi și i-am spus că, le-am spus cât am putut de politicos, că nu dorim niciun fel de asociere, niciun fel de alăturare sau de cârdășie cu niciun exponent al actualei clase politice. Da, vedeți, limbajul ăsta de haită, cârdășie și așa mai departe este, din punctul meu de vedere, foarte greșit. Adică toate partidele sau partidele politice mari sunt haite. Categoric, nu am intrat în nicio haită. Categoric. Am intrat într-un partid politic și vă spun sigur și sincer că nimeni nu mă învață ce să spun. Ba, din contră, dacă vin aici și spun o prostie, mi-o asum. Dacă spun ceva bine, la fel. Deci este foarte greșit și mi se pare o atitudine foarte greșită din start, să fim atât de agresivi cu ce s-a întâmplat până acum. Ca și cum nimic, absolut nimic nu a fost bun. Doamne iartă-mă, dar până și în comunism cred că a fost ceva bun acolo. Fără îndoială că a fost ceva bun și atunci. Care a ajutat națiunea într-un fel. Adică nu putem să fim atât de extremiști să spunem nu este bine ce s-a întâmplat până acum. E ca și cum eu aș spune, păi facultatea pe care am făcut-o a fost cea mai proastă. De bine, de rău, am învățat câteva lucruri acolo. Adică nu putem să fim atât de radicali. Pe mine radicalismul ăsta, sincer, mă sperie. Asta este, asta și sperăm că radicalismul nostru, de care vorbește colega Platou, o să-i sperie pe actualii politicieni și vor pleca de bunăvoie din forul legislativ să lasă loc unor partide noi, unor oameni noi, pentru soluții noi, pentru idei noi. Dar sunt și oameni valoroși la PSD, la PNL, la UNPR, la UDMR, la ALDE. În 26 de ani, această țară a fost distrusă. Această țară a fost jefuită, această țară a fost prădată. Da? De la o putere regională care am putut fi în zonă, în Balcani, am ajuns, v-am spus, o colonie, la cheremul marilor puteri. Ați făcut alianță și dumneavoastră, și cu PDL, și cu PNL, și cu DMR, și cu toate partidele, practic. Dar și dumneavoastră la PNL, domnule Badiu. Și atunci vă întreb, ați face alianță cu Noua Dreaptă? E un partid tânăr, exact la asta, exact la asta mă gândeam în timp ce ascultam pe colegii de platou, la câte combinații de partide și doctrine au existat la, atât la guvernare cât și în opoziție. Este foarte greu să spui nu. Pentru că, sau dacă ai spune nu, ar fi într-o zonă de, nu știu, electorală, populistă și așa mai departe. Ceea ce cred că în momentul ăsta nu atât zona populistă cât electorală se află președintele Partidului Noua Dreaptă. Problema nu este dacă faci sau nu alianță. Se asta pune problema la un moment dat, pentru că niciun partid slavă domn în această țară nu ia 51%. Știți când se pune și de ce? Se pune întotdeauna după alegeri. Și vă spun de ce. Pentru că ești obligat. Ești obligat ca și partid să te aliezi. Dacă n-ai luat 50 plus 1%, ești obligat să te aliezi prin scopul tău declarat. Oamenii care te-au votat și ți-au încredințat votul lor, ți-au acordat încrederea, ți-au dat și mandatul ăsta de a ajunge la guvernare.
Că ți-au dat 7%, că ți-au dat 43%, nu contează. Trebuie, ești obligat să te aliezi ca să iei guvernarea. Pentru că altfel ți-ai trădat alegătorii. Mulți, puțini, că-s partide mari, că-s partide mici. Partidele mari sau mici, mărimea sau micimea unui partid, o dau voturile pe care le ai în spate. Să spui că un partid este, al câtinii hoți, o haită, înseamnă că 30, 35%, 40% din români au girat această haită. Să spui că tu ești mic și că nu ești lăsat să accezi la guvernare sau la anumite poziții elective, este iar o eroare. Și aș vrea să dau un exemplu, deși nu are, s-ar putea să nu placă. Traian Băsescu a preluat un partid de la 6% și l-a dus la președinția României, capitala primăria Bucureștiului, majoritate în alegeri, la guvernare. Până la urmă, și în cadrul partidelor, contează foarte mult ce oameni alegi, pe care să-i scoți în față, oameni care la rândul lor vor cere încrederea populației. Asta este mecanismul democratic. N-avem ce să facem. Că zona de extremist sau neextremist, până la urmă, atâta când un judecător s-a pronunțat asupra legalității doctrinei în partid, nu am căderea să mă pronunț. Sigur, nici eu nu m-am pronunțat. Respectă rigorile legii. Eu doar citam niște opinii din spațiul public. Nu eu acuză, Doamne ferește. Nu am, n-am căderea să mă pronunț că e extremist sau nu. Până la urmă sunt și oameni extremiști, deși și aici în zona de extremă dreapta văd că e foarte mare înghesuială. Făcea și colega de platou mai devreme referire la domnul Diaconu, fostul coleg de partid al dânsei. Tot așa, a intrat într-o zonă de, cred că e mai degrabă un principiu de marketing, pe principiu cerere-ofertă. Este într-adevăr o cerere în zona asta din partea electoratului. O cerere spre naționalism, o cerere spre, hai să spunem, spre nihilism. S-au săturat oameni. Dar, până la urmă, nu poți să te saturi de un lucru și să vrei să înlocuirea lui fără să pui ceva în loc. Ce pui în loc? Ceva? Suspezi democrația? Dacă oamenii ăștia asta aleg, ce să faci? Ce puneți în loc, domnule Ionescu? Și vă întreb la modul concret, iarăși. Candidați? Așa cum v-am spus candidați? Și mai devreme, punem în loc oameni noi, punem în loc idei noi candidați? Și punem soluții noi. După cum știți, această lege a legilor locale practic prevede cel mai mare număr de semnături pe care un partid trebuie să le strângă pentru a depune candidaturi din istoria democrației românești, din istoria parlamentarismului românesc. Pentru ca un partid să depună liste complete la locale, da? Legea spune că trebuie să colectezi 1% semnături din numărul alegătorilor, da, cu drept de vot din acea unitate administrativă, că e oraș, că e comună, că e județ. Dacă facem un calcul 1%, nu, autoritatea electorală permanentă cred că a dat undeva pe la 16-17 milioane de votanți undeva în noiembrie 2014, da? Deci ajungem 1%, înseamnă vreo 170.000 de semnături grosomodo pentru locale. Încă 170.000 de semnături pentru parlamentarele din toamnă. Da? În condițiile în care pe legea anterioară nu era nevoie de nici măcar o singură semnătură. De ce partidele mari, da, au înăsprit condițiile participării la procesul electoral? Cui e frică, da, până la urmă, de acest drept constituțional? Dreptul de a fi ales. De ce au încercat să-l restrângă? De ce au încercat să-l îngrădească? De ce se tem de alegerile locale în două tururi? Întreb, de ce? Astea sunt condițiile date ale problemei de la care pornește și categoric partidul noua dreaptă. Repet categoric întrebarea mea. Dumneavoastră și alți colegi ai dumneavoastră, veți candida la alegerile locale, pentru Parlament? Cu siguranță că vom avea candidaturi la alegerile locale, într-un număr de județe, cu siguranță nu la nivel național, pentru că suntem un partid care are hotărârea definitivă de la Tribunalul în București din data de 4 noiembrie. Da. Suntem în 11 februarie, deci suntem un partid care există de 3 luni de zile. Eu nu pot să vin aici în studio și să spun că după 3 luni de zile noi avem filiale în toate județele și noi vom depune candidaturi în toate județele. Nu! Evident. Dar poate dumneavoastră vă doriți noi și suntem, vă rog să-mi spuneți dacă lucrurile stau așa. Suntem în acest moment în plin proces de formare de filiale și de selectare a candidaților. Dar vă doriți să candidați la Parlament? Categoric, bineînțeles. Aveți în plan? E hotărârea luată? Bineînțeles. Păi altfel, acesta este scopul pentru care am constituit pentru acest partid. Pentru ce vreți să candidați? Partid. Pentru a veni în politică, așa cum am spus, deputat, senator, valori primar, noi, cu principii noi, da?
Noi avem, vă spun, o doctrină diametral opusă față de celorlalte partide prin simplu fapt că avem o doctrină spiritualistă. Da? Nu avem doar o doctrină materialistă. Nu ne interesează doar lucrurile pe orizontală, avem și o viziune pe verticală. Deci venim în politică cu acea moralitate de care vorbați mai devreme și care a lipsit cu dezăvârșire. Pentru că au fost cel puțin trei caracteristici care au lipsit cu dezăvârșire actualei clase politice. Vă rog, încă o dată întrebarea și vă rog să-mi răspundeți. Candidați la vreo funcție? Categoric. La ce funcție? Categoric. Eu personal? Vă rog. Probabil pe o listă de deputați sau de senatori la legile din toamnă. Pentru noi, în acest moment, localele nu reprezintă o miză majoră și v-am spus de ce. Suntem pragmatici, suntem realiști, ne dăm seama că va fi imposibil să scoatem vreun primar în vreo localitate din România. Iar acest lucru veți vedea pe 6 sau pe 7 iunie că nu se aplică numai Partidului Noua Dreaptă. Aveți oameni pe care să-i propuneți, oameni suficienți sau nu aveți susținători în rândul electoratului? Categoric, deci avem oameni care să candideze, candidați pentru un număr de municipii, pentru un număr de orașe mai mici chiar, dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre această lege care a fost croită pentru ca un partid să poată scoate un primar cu 12%, cu 15% din voturi. E o lege care avantajează net partidul cel mai bine clasat acum în sondaje. Și partidul cel mai bine plasat este PSD-ul. Deci e o poveste cu final așteptat. De aceea, pentru că PSD-ul este cel mai bine clasat în sondaje în acest moment, domnule Badiu, s-a sucit PNL-ul și vrea alegeri în două tururi? Alegeri în două tururi, hai să nu uităm că au fost cerute de, chiar de oamenii care au ieșit în stradă și n-au ieșit 120 de prima oameni. Dată ați votat și noastră lângă PSD, ca partid, PNL, alegeri într-un singur tur. Știți foarte bine. Da, așa a fost, dar... Cum spuneam mai devreme, electoratul îți dă direcție. Au ieșit oamenii în stradă și 30.000 de oameni în București și au cerut, printre multe altele, și asta. Deci asta este rațiunea pentru care PNL s-a răzgândit. Sigur că da, au mers reprezentanții străzii, denumite generic, la președintele României și au cerut asta. Ce să facem ca Liviu Dragnea? Ne punem împotriva oamenilor? Asta ne cer oamenii. Obligația noastră să furnizăm ceea ce își doresc ei. Oamenii au cerut, printre altele, și fețe noi pe scena politică. Însă la PNL sunt fețe vechi. Doamna Gorghiu nu mai chiar așa nouă și proaspătă. Domnul Blaga, puțin. Până la urmă, nici nu poți să iei o persoană anonimă care n-a mai făcut politică. Da. PNL-ul nu e un partid de anonim. Care n-a mai făcut politică și să o propulseze în funcție de președinte de partid. Da, PNL nu e un partid de anonim. Și numai ideea că n-a mai făcut politică. Mă uimește, dacă toți suntem într-o discuție asta de filozofie, de doctrină. Sigur. Faptul că e atât de multă mândrie sau atât ceva atât de rău că ai făcut politică. Nu este nimic rău în asta și nu este un atu sau un dezavantaj că ai făcut sau nu politică. Și cum le explicați astea celor care au ieșit în stradă în toamnă? Le explicăm, încercăm să le dovedim. Încercăm să venim cu oameni noi. Oameni, sau nu atât noi, cât oameni nepătați. Hai să spunem așa, nepătați, ca să înțeleagă toată lumea. Oameni care n-au fost prinși în jocurile astea de, nu atât de putere, cât de cercuri de influență de bani, de tot de tuneluri, catacombele astea ale politicii. Sunt oameni curați în toate partidele. Sunt convins că sunt și în PSD, în PNL, în Noua Dreaptă. Dar de ce îmi spun tineri, mulți, mulți tineri, și din PNL și din PSD, când am avut diverse întâlniri? De ce îmi spun? Se plâng că veteranii, bătrânii, spuneți-i noastră cum doriți, nu-i lasă pe tineri să scoată capul, să vină cu proiecte noi, să fie promovat. Ce se așteaptă? Nu, mă întreb și trecând din experiența undeva de 10 ani. De exemplu, dumneavoastră. Trecând. Ce așteaptă? Nu vine nimeni, nicăieri, niciun aspect din viața asta, când partid sau la servici, să te promoveze atâta vreme cât tu nu ai o atitudine proactivă. Păi se plâng că au proiecte și că nu sunt lăsați să le promoveze. Puțin probabil. Asta îmi spun colegii puțin probabil. Știți cum, dacă asta este măsura... Organizațiile de femei, toate se plâng, nu ne lasă bărbații să scoatem capul, nu ne lasă să intrăm pe liste. Cel puțin în zona PNL-ului chiar nu cred că este inclusiv o problemă. Inclusiv de la PNL. Este o problemă, totuși avem un președinte de partid femeie. Sunt președinte de organizații femei. Organizația femei este
destul de reprezentată. Și atunci de ce mai aveți nevoie de organizații de femei? În PNL, în PSD aveți organizații de femei la organizațiile astea interne? Încă nu este constituită. Organizațiile acestea interne? Avem altă viziune asupra națiunii. Nu vrem să o împărțim atât de mult în clase, în genuri, în, și așa mai departe. Și de ce vreți să o împărțiți? Dar nu e vorba de împărțit în clase, genuri. Este vorba de a crea... E o autosegregare, e o autodiscriminare a femeilor. Nu este autosegregare, din contră, este o... Vă rog să mă contraziceți. Este, chiar vă contrazic. Vă rog. Este în zona de reprezentare și de lucru. De zona de a genera proiecte. Sigur că o organizație de femei va fi mult mai îndreptățită de a, și a, sau a aduna oameni care au interese comune și au aceleași probleme. Cum ar fi, de exemplu, zona de protecția copilului, zona de apărare a drepturilor mamelor. Cu siguranță va veni din zona de organizație de femei. Zona de tineret. Sigur că de acolo vin proiectele legate de tineret. Aici, într-adevăr, ar trebui să fie mult mai active organizații de tineret. Pe, trecând de criză și încă resimțindu-i efectele, m-aș fi așteptat și eu la mai multe propuneri din partea organizației de tineret și a președintelor de la nivel național al acestor organizații de a face demersul, spre exemplu, pentru crearea de locuri de muncă pentru tine. M-aș fi așteptat. Am obosit să mai aștept asta. Din păcate, așteptarea asta, că așteptăm mult sau puțin, nu are legătură nici cu oboseala, nici cu plictiseala, nici cu dorința noastră sau graba noastră. Important e să facem lucrurile cât mai repede și cât mai bine. 26 de ani e departe de cât mai repede. Vă rog. L-ascultam pe colegul meu de la Partidul Noua Dreapta și mă gândeam că e așa împotriva partidelor mari, PSD, PNL, nu e bine deloc. Dar aș vrea să-l întreb, de exemplu, cu mine. Ce are cu mine? Că ce aveți, domnule Ionescu, cu doamna Andrei? PSD-istă, tânără, de 25 de ani, ce legătură am eu cu partidul așa cum îl vedeți dumneavoastră? Că e corupt, că e... n-a făcut lucruri rele, urâte. De ce credeți sau de ce mă băgați în aceeași oală cu oamenii care nu au făcut ce ar fi trebuit să facă? Poate eu ca tânăr o să vin și o să am altă viziune, o să încerc să fac ceea ce trebuie, o să fiu pusă pe muncă și pe treabă și o să fie totul așa cum ar trebui să fie. Adică, de ce ne băgați pe toți în aceeași oală? Dați-i o șansă, domnule Și Ionescu. La PNL, cred că este același lucru. Ce aveți cu tinerii din PNL, cu tinerii din TSD? Adică, ok, nu vă place PSD-ul. Ce nu vă place la PSD? Ideologia? Nu se poate să nu avem o ideologie de stânga în România. Adică, totuși, sunt anumite teme care trebuie construite, dar cu ajutorul unui partid. De altfel, nu se poate. Că mă îndoiesc că va veni Partidul Noua Dreapta să propună o temă de stânga. Sau, cine știe, poate vă răzgândiți. Deci, ce aveți cu tinerii? Lăsați că și PNL a propus chestiuni de stânga și PSD-ul chestiuni de dreapta. Dar mă deranjează. Adică nu mai înțelege mare lucru din punctul ăsta de vedere. Acum înțeleg un pic așa pe propria piele, bine, evident, exagerez, dar ce înseamnă legea asta antidefăimării? Adică de ce mă defăimați pe mine și mă puneți în aceeași oală cu percepția pe care o aveți dumneavoastră despre PSD, când eu nici măcar n-am avut șansa să mă duc prin parlament? L-ați dat în judecată pe domnul Ionescu pe o lege de genul acesta? Evident că nu, pentru că o să și... Păi va duce prejudicii. Evident că nu, pentru că legea nu e încă în vigoare. Dacă ar fi, va duce prejudicii. Nu, am spus, am exagerat pe subiectul ăsta, dar nu înțeleg de ce nu ne dă o șansă. Să aducem mari prejudicii marilor partide. Păi nu, să vă explic. Asta e rolul nostru. Spuneți, PSD-ul... N-ar fi mai bună o atitudine constructivă decât una destructivă? Ca să mă lăsați să termin ideea. Vă rog, sigur. Că spuneți, repet, că PSD-ul este, nu e bine, da? Să dispară PSD-ul. Dar de ce să dispară PSD-ul? Să dispară oamenii care au avut probleme, nu știu, cu justiția, pe care oamenii nu-i vor mai vota pentru că nu mai au încredere în ei și așa mai departe. Dar putem să avem cu siguranță și în PSD și în PNL și în alte partide oameni care sunt puși pe treabă. Adică eu credeți că eu am venit la PSD, nu știu, ca să mă bag într-o haită? E departe de mine gândul ăsta și nici nu m-aș pricepe la așa ceva, aș fugi mâncând pământ. Deci dați o șansă tinerilor. Nu puteți să puneți în aceeași oală pe toată lumea din PSD. Doar avem atâția membri și atâția consilieri locali tineri și europarlamentari care își fac treaba. Despre asta e vorba. Aproape că v-aș crede și aproape că v-aș da dreptate, dacă n-ar fi două produse ale tineretului PSD, și mă refer la Victor Ponta, mă refer la Dan Șova și la alți tineri care au dezamăgit crunt în politică, produse ale tineretului social-democrat, pe care îi vedeam cu tricou roșu, cu Che Guevara. Lucrurile stau în felul următor. Nu vreau să dispară PSD-ul, cum într-un mod simplist colega noastră a pus problema. V-aș răspunde cu o vorbă înțeleaptă de-a lui Petre Țuțea, cu care sper că, eu știu, sunteți poate familiarizată, și care a spus în felul următor. Partidele sunt cai la carul de aur
al poporului român. Când devin gloabe, poporul le trimite la abator, se referă la partide. Aceste partide în ăștia 26 de ani, în acest fel de secol, au devenit niște gloabe, niște mărțoage. Și asta nu pentru că o spun eu acum în emisiunea dumneavoastră, ci faptele lor o demonstrează. Trimiterile în judecată ale DNA-ului din ultimii ani o demonstrează și o vor demonstra și anul acesta, și anul viitor. Deci doar românii, doar electoratul poate trimite aceste partide acolo unde merită, la abator. Iar dacă mai sunt în aceste partide oameni cinstiți, oameni onești, bine intenționați, cum spunea colega, foarte bine. Încă mai au timp să se salveze. Încă mai au timp să plece din aceste partide deci unde să se care ducă? Nu le fac cinste. Unde să se ducă? Care la nu noua le dreaptă? Fac cinste. Nu că suntem traseiști atunci. Nu la noua dreaptă. Exact, pentru acest motiv. Dar e o lege care permite, acum mai mult decât înainte apariția de partide noi, dacă sunt trei oameni cinstiți în PSD, le adresez această provocare să iasă din PSD și să formeze un partid nou. Da. Haideți să vorbim și despre... vreau să adăugați ceva, vă rog. Vreau să spun că... scurt. Mai un subiect foarte important. Da, aici se face o confuzie. Sub anonimatul partidului, a unui, nu știu, for colectiv, foarte mulți și-au făcut loc și au dezamăgit. Dar partidele nu sunt persoane fizice. Aici fac o trimitere un pic la domnul Vanghelie. Da. Nu partidul a furat, sau este bănuit că ar fi furat, ci un om. N-am de ce să plec din un partid din cauza unui om. Identitatea lui de hoț, nu de om făcând parte dintr-un partid politic. Asta am și spus mai devreme. Adică partidele politice fură. Pe mine asta deja începe să mă enerveze. Cine a furat? X. A furat pentru că este hoț, nu pentru că este de la PSD, PNL și așa mai departe. Deci sau noua dreaptă. Sau noua dreaptă. Ca să păstrăm echilibru. Deci despre... asta vorbim, e foarte greșit. Și spuneți mai devreme că dar mi-au adus președintele aminte... partidului PSD e trimis în judecată. Stați să vă spun ce... instant am găsit vinovat, deocamdată. Când miniștrii sunt trimiși în judecată. Cred că avem o mare problemă. Discutăm de eșalonul superior al partidului, nu discutăm de un membru de exact, bază dintr-o organizație membrii, de sector, da, sau dintr-o organizație comunală. Că el nu a greșit cu nimic. Despre asta e vorba. Adică, da, ok, nu sunteți de acord, criticați pe cei de acolo. E aceea doar că încă mai rămâne în acel partid când vede că președintele e trimis în judecată, când vede că miniștrii sunt trimiși în judecată, deci oamenii cei mai reprezentativi, eșalonul superior al partidului, oamenii cu care intră la guvernare, pe care îi punem posturi executive, că până la urmă ăsta e guvernul, nu? Spuneați mai devreme că aveți țara. O bătă, așa că lumea vă spune că sunteți extremiști. Nu avem noi că... o bătă, adversarii noștri au o bătă. Da, folosesc asta, dar și dumneavoastră folosiți și creați o mulțime de băte. Deci nu puteți să acuzați pe cineva că vă spune ceva ce nu vă place, când și dumneavoastră la rândul dumneavoastră spuneți atât de multe lucruri. Bun, precum haită, gloată, cârdeșie. Să încheiem acest subiect, pentru că mai avem noi avem încă această libertate de a vorbi liber. Adversarii noștri, de asemenea, au dreptul să spună tot ce doresc în avantajul dânșilor. În final, va fi, dacă vreți, un test pentru români în acest an, dacă vor să trăiască în continuare, în minciună, încă 4 ani, încă 8 ani, încă 12 ani, sau dacă dau o șansă unor partide noi, da, pentru o reală resetare a actualei clase politice. Da, până la resetarea clasei politice, pe care o așteptăm cu toții și frică mie, permiteți-mi sinceritatea, că nu se va petrece foarte curând, avem probleme foarte presante, multe. Vă dau un singur exemplu și pe acesta vă rog să-l comentați pentru ultimele 5 minute, poate chiar mai puțin din această emisiune. Educația. Iată, se fac noi propuneri. Cum arată aceste propuneri? Spre exemplu, matematica ar putea fi unită cu informatica, iar chimia cu fizica și biologia, subtitulatura de științele vieții. Mai multe ore de sport și profesori care să-și adapteze metodele de predare la cerințele noii generații. Sunt principalele modificări ce ar trebui făcute pentru clasele 5-8. Ele au fost propuse de experții numiți de minister să coordoneze reforma din educație. 6 experți din grupul de lucru al Ministerului Educației propun mai puține discipline pentru elevi, iar asta presupune unirea unor materii. Potrivit noii propuneri, la ora de matematică ar urma să fie studiată și informatica. Și chimia, biologia și fizica urmează să fie combinate sub numele de științele vieții. Muzica și desenul se vor transforma într-o singură oră. De arte apar și 2 noi materii, adică științele mediului și educație pentru societate. Grupul format de minister urmărește să încurajeze mișcarea în rândul copiilor, așa că a propus 3 ore de educație
educație fizică și sport pe săptămână față de una sau două câte sunt în prezent. În prezent, elevii au în orar 5 ore de limbă și literatură română pe săptămână. În noua variantă apar 4 ore. În timp ce numărul materiilor opționale ar urma să fie redus, propunerea experților vizează dublarea sau chiar triplarea numărului de opționale, 4 pentru clasa a 5-a și 5 pentru celelalte clase. Propunerile experților urmează să fie analizate și de reprezentanții Ministerului Educației, iar până la sfârșitul lui februarie ar putea fi anunțat și noul plan cadru. Următorul pas vizează modificarea programei considerate de specialiști prea stufoasă pentru elevi. Toate modificările ar urma să fie gata abia în 2020. Până atunci, educația românească se află pe ultimul loc în clasamentul PISA, cu un abandon școlar masiv și doar 50% promovabilitate la bacalaureat. Domnule Ionescu, cum vedeți propunerile astea? Un minut. De peste două decenii asistăm la o eternă reformă în educație, în învățământ. Aș zice. Roadele, cred că le-am cules în ultimii ani. Dezastrul de la BAC, îl cunoaștem cu toții. Până la urmă, ăsta e un barometru al nivelului la care se află, din păcate, generațiile noi. Niște politici pe educație trebuie făcute pe termen lung și foarte lung pentru a da rezultate. Poate să facă nu și aceasta. Se parte dintr-o politică pe termen lung. Putem să-i dăm... Fiecare guvern care a venit... Să-i acordăm credit. Fiecare guvern care a venit, a venit cu altă viziune, a venit cu alt proiect, a anulat munca celor dinainte și au spus că pun în loc ceva mai bun. Apoi a venit alt guvern care a făcut același lucru. Deci, practic, e ca în legenda meșterului Manole. Ceea ce s-a construit peste zi s-a dărâmat peste noapte. Ar fi bună această comasare a materiilor cum o propune acest plan cadru? Categoric nu. Din punctul meu de vedere, care, eu știu, am la rândul meu am trecut prin toate aceste materii în timpul școlii, chiar dacă, eu știu, în final am ales o facultate umanistă, facultatea de drept, dar eu consider că matematica trebuie să rămână matematică, fizică, chimie, adică chiar dacă, eu știu, sunt predate la un nivel de cunoștințe generale, care de altfel sunt foarte utile. Să le dăm un minut și celor alți invitați. Această comasare, mie mi se pare că ar conduce și mai mult, iertați-mă, către îndobitocirea noilor generații, da, care vin din urmă. Vă rog. Sincer, nu-mi dau seama dacă ar fi mai bine sau nu, nici n-am apucat să aprofundez foarte bine ceea ce se întâmplă. Mă gândesc că cine a făcut matematică știe și informatică. Da, de dar exemplu. Vreau să vă povestesc foarte pe scurt ce mi s-a întâmplat mie când predam cultură civică și istorie la clasa 7-a și a 8-a și anume predam la o clasă, cultură civică, la drepturile copilului. I-am arătat la un moment dat unui copil, de fapt clasei, o imagine cu un copil care dormea pe stradă, o imagine cu un copil de etnie romă. Și mă gândeam că vor fi atât de afectați, să nu înceapă să plângă sau mai știu eu ce, au început să râdă isteric. Lucru care pe mine m-a șocat teribil. Și m-am gândit, păi voi râdeți la imaginea unui copil care nu are unde să doarmă când voi mergeți acasă și aveți camera voastră și așa mai departe. Deci, orice ar fi, cred că e foarte important ca sistemul de educație din România să se centreze, și acum iarăși o să spun toleranță, dar este cuvântul care îmi vine în momentul ăsta, pe toleranță și pe oameni mai buni morali, în sensul ăsta. Apoi, mai departe, că studiază matematica cu informatica în același timp, nu știu ce să vă spun, că nu, nici măcar nu știu matematică. Da, domnule Badiu? Nici eu nu aș vrea să pronunț asupra comasărilor exacte, dar vreau să ridic o altă problemă, foarte scurt o să tratez. Un alt aspect era adaptarea metodelor de predare la tehnicile moderne. Uh-huh. Aici este o problemă mare pentru că nu avem infrastructura necesară din punct de vedere al aparaturii, al IT-ului, al softului și nu avem pentru că nu avem finanțarea necesară pentru achiziționarea ei. Problema mare în sistemul de educație este finanțarea. Este finanțarea atât din punct de vedere al mijloacelor materiale, cât și din punct de vedere al salarizării profesorilor. În momentul în care vei veni cu un corp didactic mai bine pregătit, mai adaptat la nevoi, cu metode pedagogice moderne, pe care sigur că oamenii investesc să și le însușească aceste cunoștințe, în momentul ăla vei avea un sistem de învățământ mai bun. Sistemul de învățământ, din punctul meu de vedere, este 80% oameni. Oamenii predau altor oameni. Oamenii insuflă altor oameni cunoștințe. Ori acolo ar trebui lucrat. Dacă s-au ajuns, aceste experți au considerat că aceste comasări sunt benefice, raportat la tot sistemul mondial, pentru că, până la urmă, nu putem noi să mergem tot cu metodele noastre comuniste, care, într-adevăr, dădeau niște oameni foarte pregătiți în anumite domenii, dar se pare că nu mai este cerere pentru aceste domenii.
Nu este cerere. În statele civilizate se predau de mult sub titulatura de științe și fizică și matematică și chimie și informatică. Și se pare că sistemul este bun. Da. Acum, nu-mi cere să-mi pronunț că nu sunt un pedagog și nu sunt un fiind cunoscător al sigur. Sistemului. Dar l-am întrebat încă de adevăr, finanțarea este o mare problemă. Și de oameni care au trecut prin școală. Și consider că școală. Aici trebuie lucrat la salariu profesor. Fără îndoială. E de lucrat la multe lucruri, în multe direcții, în multe părți. A fost o discuție foarte, foarte interesantă și vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Alina Andrei, Andrei Badiu, Tudor Ionescu, vă aștept și cu altă ocazie și pe dumneavoastră vă aștept mâine la o nouă dezbatere. Toate cele bune!